Pașaportul de vaccinare, supranumit și pașaportul verde, cel mai controversat subiect la momentul actual, începe să fie adoptat în mai multe țări din Europa. Deși principalul scop este acela de a facilita călătoriile în interiorul Uniunii Europene, se pare că în mai multe state membre accesul la teatre, restaurante, cinematografe sau concerte se face după prezentarea acestui permis de sănătate. Pașaportul de vaccinare a devenit o nouă realitate în statele europene. Tot mai multe țări, precum Franța, Italia, Grecia sau Germania, condiționează accesul în țară pe baza acestui document. Bineînțeles, reacțiile nu au întârziat să apară, iar persoanele care nu s-au imunizat până în acest moment consideră această măsură o discriminare. Noi nu sunt de acord cu așa ceva. Pentru ce? Asta e o mare porcorie, un șantaj. Asta e manipulare internațională, deci eu nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că nu suntem animale, cățelușul cu pașaportul, cu vaccinul. Suntem ființe umane, știu că este... Nu mai pleci în Franța. Știu că este un vaccin experimental, asta e clar, au spus de atâtea ori până în 2023, nu suntem șobolari, suntem ființe umane și așa mai departe și eu nu mă vaccinez. Pentru ce să injectez un produs care nimeni nu este responsabil pentru așa ceva? Și, cum am mai zis încă o dată, nu suntem în șobolan ca să facă experiențe pe noi. De ce nu am face noi experiențe pe ei? Și, în primul rând, că vreau să spun un lucru, vaccinul este o alegere, iar libertatea este un drept. Deci avem dreptul să alegem. Deci eu nu văd de ce să ne oblige să injectăm un produs care nu știe despre ce e vorba și atât timp cât sunt în sănătate foarte bună, perfect, aproape, de ce să-mi deschid eu corpul meu, să-mi dai eu corpul meu pentru ce? Pentru alții care să câștige bani pe sănătatea mea? Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. În condițiile în care rata de infectare la nivelul european a crescut și cu 200% în unele state europene, guvernele încearcă să țină sub control situația pandemică și creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2. Prin introducerea așa numitului permis sanitar, pașaport COVID, permis de acces ori permis anti-COVID. Fiecare țară îl numește în mod diferit, însă scopul este același, acela de a garanta siguranța persoanelor vaccinate și de a impulsiona persoanele care nu sunt vaccinate să facă acest lucru. E o tâmpenie. Europa să fie Europa. Să ai dreptul să te duci oriunde. Dacă pe timpul lui Ceaușescu, mai bine zic, n-aveam voie să ne ducem, acum dacă s-a deschis granițele, cineva încearcă să le închidă. Eu nu sunt vaccinat și chiar nu mă deranjează. Poate să le mită, poate să nu le mită, deci eu sunt vaccinat. Și cu rapelul și cu tot, fiecare depinde de conștiința fiecăruia. Pașaportul verde, având în vedere vaccinările, e o nebunie. Vă dați seama că nu-mi place și nici nu vreau să aud de acea vaccinare, mai ales eu care plec în afară. În urma adoptării acestei măsuri, zeci de oameni au protestat sâmbătă după amiază în mai multe țări din Uniunea Europeană. Cele mai violente manifestări au avut loc în Franța, în centrul Parisului.